Ne bucurăm că astăzi de hramul Sfântei Căleasă Parascheva, hramul principal al mănăstirii, l-am avut în mijlocul nostru pe înalt preasfințul Părinte Mitropolit Ioan, care împreună cu un sobor de preoți și cu credincioșii din zonă și din împrejurimile dobreștilor, am prăznuit-o pe Sfânta Căleasă Parascheva cu Sfânta Liturghie și cu multe binecuvântări care s-au revărsat în cadrul Sfântei Liturghii. Oamenii cum au răspuns chemării mănăstirii sau? Oamenii au răspuns cu bucurie. În fiecare an, de câțiva ani s-a încetățenit obiceiul acesta ca de Sfânta Parascheva să vină toată zona, toți cei care au evlavii la Sfânta Parascheva și evlavii la mănăstirea noastră. Și au fost într-un număr numeros de credincioși.